În vara... Bun, deci în vara anului 2000... Taci, mă, puță! Ok, ok, deci în vara anului 2017 am făcut două videoclipuri dintr-o miniserie numită Viața la Țară. Aproape un an mai târziu, fix înainte să încep vlogul pe acest canal, am făcut un nou episod. Astăzi vă voi prezenta al treilea și ultimul episod din Viața la Țară. Ok, deci salut, eu sunt Cipriana și bine ați venit la un nou daily vlog. Am încercat să filmez această secvență, dar cred că am încercat să-l merg din greșeală, băiat distept. În acest vlog vom merge la Bărăști. Și da, ați ghicit, este al treilea episod din Viața la Țară. Dar de data aceasta este și domnul Bogdan. Bun, acum ne îmbrăcăm și mergem la mașină. Bun, deci acum suntem în mașină, am oprit pentru benzină și Bogdi cred că se culcă. Da. Am ajuns și o să vedeți acum o secvență cu câinele Bogdan pe care am filmat-o înainte. Nu cu câinele ăsta, cu câinele ăsta alt. Salut, Bogdan! Ce mai faci? Din păcate, câinele Bogdan de câțiva ani nu mai este printre noi. Dacă vă interesează, în urmă cu ceva timp am postat un videoclip mai în detaliat în legătură cu povestea câinilor pe care i-am avut la Bărăști. Nu am mai filmat de mult timp pentru că nu a fost curent și s-a descărcat bateria la un moment dat. Ce aveți de spus în apărarea dumneavoastră? Abonați-vă la canalul! Acum o să plecăm acasă. Da, o să-mi fie dor de Bărăști.
Sincer, eu mi-am aminteam că parcă era mai interesant videoclipul ăsta.